Cacealitics, o emisiune aproape politică. Cea una, cea alta, ba te distrează, ba te enervează. Întrebări pe care n-ai tu fel să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, cea politic, cea mondel, cea 1, 2, 3. Dacă nu știați, campania pentru locale e deja pe ultima 100 de metri, candidații se încălzesc pe margine și e clară treaba. Va fi măcel. Politic, desigur. PD-ul, ia uite! Bună seara, bine v-am găsit, o conduce doamne! Doamne Dumnezeu! Puneți publicitate, vă rog! Am intrat în PSD pentru... consider că... nu cred ce mi-ai făcut. Bine, cei de la PNL par ceva mai pregătiți. În PSD încă se înjunghie pe la spate unii pe alții, fac alianțe împotriva propriilor lideri. După ce socialdemocrații au decolat acum 4 ani cu un scor zdrobitor, s-au izbit în tavan și acum la sediul din Chiselev, unii îl stropesc cu apă pe domnul Ciolacu leșinat și alții îl resuscitează într-un colț pe Eugen Teodorovici. Respirație gură la gură iar face doamna Dăncilă, dar a reapărut Codrin Ștefănescu. Aici nu e bună pentru Teodorovici, că pe ultimul pe care a încercat să țină viu Ștefănescu e mort și îngropat politic de vreun an de zile. Și a năpârnit și mustața. Sunt în alfă de mustață, stau cu mândrele pe brață. Lumea zice că-mi stă bine, mă-r mândrele după mine. La PNL se mișcă ceva. Surpriza săptămânii este actorul Claudiu Bleons, care candidează la primăria Beliș. Nu știați de Beliș și frumusețile lui? Promite să le valorifice domnul Bleons. Actoria m-a învățat să fiu oameni. Beliș, o comună din apropiere de Cluj, se înscrie cu succes în categoria celor mai ciudate nume de localități din România. Știți, sunt curioasă, ce alte vedete ar mai putea scoate penele din joben pentru candidatura la primările din Băicoi Prahova, Căcăcioasa din Vâlcea, Pârțeștii de Sus din Suceava, Sculeni din Iași, sau Udați Mânzu din Buzău? Am pregătit o listă cu cele mai controversate nume de comune din România în lista de mai jos, că CNA-ul s-ar putea să se autosesizeze dacă le spunem pe toate pe post. Slavă Domnului că m-am născut în Brașov! Dar chiar, nu avem suficiente personalități ale căror nume să locuiască denumirile astea? Țară frumoasă, dar imaginație puțină. Acum rămâne de văzut și cine ar boteza cu numele său o comună care se numește, de exemplu, Miroș, din Argeș. Ce sunteți? Domnul, nu trebuie Marine să mai fiți niciodată nici în Parlament și nici în Europa. Dumneavoastră, aveți o față de bideu ce nu se poate, doamnă. Avi, sunteți un om atât de mărunt. Hai, haideți. Nu, haideți, vă rog. Aha, vedeți că nu e așa greu? Sunt Ana Maria Făcuraru și aceasta a fost Cacealitics. Întrebări pe care n-ai tu pe să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. În fiecare zi, Cacea Politic, Cacea Mondel. Și dați share la acest video, nu vă costă nimic.